Salutare frumoșilor, ca topic nebun pentru astăzi avem niște declarații de acum 100 de ani care o să pur și simplu o să te bagi într-o zonă de asta de o să nebunești. Așa că rămâi pe aproape, dar cât stai pe aproape, dă și un like la clipul ăsta că ajută foarte mult canalul. Avem câteva declarații de la Henry Ford, poate ai auzit de numele ăsta, care nu a fost un simplu comerciant de mașini. Unii au spus practic că este inventatorul mașinii moderne, dar nu este chiar așa. De fapt, el a fost inventator însă al liniei de producție în mișcare pentru automobile, ceea ce a însemnat practic o producție în masă pentru automobil. Și uite așa a adus ca adopția lor să fie mult mai agresivă decât înainte. Băiețașul nostru Henry Ford a fost mai mult decât un inventator, de fapt, chiar a putut să prezică exact ceea ce 100 de ani mai târziu avea să se întâmple. Și anume invenția unei monede de schimb bazate pe energie. Doar că tehnologia de atunci nu-i permitea. Însă hai să vedem o publicație din ziarul The New York Tribune din 1921. Să vedem exact ce a declarat. Până și scrisul pare vechi. Ha. Deci prin construcția celui mai mare power plant aici pe râul Tennessee, Henry Ford se așteaptă să elimine aurul din baza monetară mondială și să o înlocuiască cu ceva diferit. Unități energetice. Și prin asta se așteaptă ca războaiele să înceteze, pentru că aurul este motivul tuturor războaielor din lume, așa zicea el. Și sincer am mai vorbit chestia asta prin live-uri. Toate războaiele au avut cauze economice la bază. Dar să reluăm. Este foarte simplu când stai să analizezi faptul că aurul e motivul tuturor războaierilor trecute. Vom demonstra două lucruri. Practic, abilitatea și dorința de a înlocui aurul ca bază monetară pentru valute cu bogăția naturii care este nemuritoare. Aici mă gândesc că voia să construiască o hidrocentrală care merge practic non-stop și de acolo să pornească o valută bazată strict pe energia nemuritoare a râului, ceea ce era un vis acum 100 de ani, fără internet la îndemână. Dar continuând din nou, aproape oricine din lumea asta, mai puțin ziariștii și bancherii, recunosc că intrăm într-o nouă eră, care are mare impact în lumea financiară, dar bancherii întotdeauna s-au opus schimbărilor de genul. Există un grup de internaționaliști, am tradus eu, nu știu dacă e ok, dar o să le spunem așa, care trimit la război bărbați între 18-30 de ani care sunt schilodiți sau uciși în timp ce ei stau și dau ordine de la distanță. Acum 10 ani am declarat că îmi voi folosi fiecare gram de creier pentru a încerca să pun capăt războiului, pentru asta vreau Muscle Shoals, care era un oraș la râul Tennessee. Și revenim aici imediat pentru că e foarte important. Pentru că dacă pot face ce mi-am propus, poate ajuta mai mult la încheierea războaielor decât 1000 de ani de agitație pe tema asta. Răul esențial al aurului în relația cu războaiele este faptul că poate fi controlat. Oprește controlul și vei opri războiul. Și ca să oprești controlul bancherilor internaționaliști sau internaționali asupra umanității, pentru a opri exploatarea umanității pentru totdeauna, e nevoie să eliminăm aurul ca bază monetară mondială. Inginerii armatei spun că e nevoie de 30 de milioane de dolari să construiască barajul, dar Congresul nu prea are chef să strângă bani. Și așa mai departe. Deci hai să vedem ce este Muscle Shoals ăsta pe care l-am precizat. Este un oraș în Alabama, în apropiere de râul Tennessee, unde e construit un baraj imens, deci chiar imens, se spune Niagara de Sud, ceva de genul. Așa că dacă ai trăit sub o piatră până acum, barajele sunt construite unde sunt construite și hidrocentrale, tocmai ca să farmeze energie regenerabilă de la curgerea râului. Practic se farmează energie hidraulică. Iar protagonistul nostru a vrut să cumpere barajul ăsta de la Muscle Shoals cu 5 milioane de dolari. Dar Congresul nu a acceptat, a spus că costă cel puțin 30 de milioane. O să angajez 1 milion de oameni și voi construi un oraș lung de 75 de mile pe lângă râul Tennessee. Deci omul era destul de serios. 1 milion de oameni, adică 1 milion de locuri de muncă stabile, un oraș de 75 de kilometri lungime, pardon, de mile. Eu sincer îl credeam în stare, mai ales că era și Edison cu el, care era un alt inventator nebun al timpului. Nu știu cum ar fi ajuns să facă tot ce și-a propus el acolo, dar sunt sigur că ar fi ajuns la o soluție. Pentru că dacă deja ai făcut ceva imens la vremea respectivă, cum ar fi producția de mașini în masă, găsești soluții și pentru planul secundar. Însă Congresul american a refuzat, au spus că mai bine să facă ei ceva. Nu le-a ieșit, orașul a ajuns undeva la 1100 de locuitori în anii următori și abia prin anul 2000, după ce m-am uitat pe mai multe surse de inspirație, a ajuns la o creștere în valoare datorită imobiliarilor în principiu. Deci oarecum nesemnificativ și au trebuit să treacă vreo 80 de ani ca să se întâmple ceva masiv acolo. Și toate astea datorită cui? Guvernului. Guvernului american în principiu, pentru că niciodată nu o să vezi cum inovația pornește de la guverne. Întotdeauna inovația vine de la antreprenori, iar guvernele stau oarecum ca barieră și permit sau nu ca inovația să se întâmple, ceea ce este foarte greșit. Guvernul vrea să se asigure la bază că este o investiție safe și fără riscuri, însă inovația este exact opusul. Zero riscuri înseamnă zero inovație. Așa că ajungem în prezent la moneda de schimb bazată pe energie. Și vreau să spun ție o întrebare și poți să-mi răspunzi în comentarii. Ce monedă vrea să ia locul aurului în prezent și consumă energie ca să fie produsă? Nu, nu, nu-i spunem numele aici. Nu-i luăm numele în van.
Glumesc, se numește Bitcoin. Poate ai auzit de ea în fiecare zi, cel puțin de la mine. Și sincer am mai auzit declarația asta de la mulți maximaliști în Bitcoin, cum că Bitcoin va opri războaiele. Și sincer ziceam că sunt nebun și că nu înțeleg ce dracu se întâmplă acolo, de unde le vin ideile astea. Și apoi când am văzut analogia cu aurul care poate fi controlat, atunci mi s-a aprins și mie o scânteie și mi-am dat seama la ce se referea, inclusiv Henry Ford, acum 100 de ani. Deci un inventator la vremea aia cu nume super rezonant s-a gândit de atunci, de acum 100 de ani, fără să aibă măcar tehnologia la dispoziție și bineînțeles nici guvernul nu i-a permis să facă mai nimic, pentru că e una să scoți mașini pe bandă după ce s-au inventat câteva mii de mașini, dar să vii cu idei din astea nebune și năstrușnice, nu prea. Și plus că ești Henry Ford, te putem bana, adică știi ceva, lasă-ne barajul în pace, că o să-l luăm noi și să facem noi treabă. Versus 2008-2009, când practic a fost creat un pseudonim, Satoshi Nakamoto, care oarecum nu există. Și faptul că nu poate fi găsit, nu poate fi banat de niciun guvern, și aici nu mă refer la rețeaua Bitcoin, vorbesc de Satoshi Nakamoto, față de Henry Ford, practic ăsta a fost un avantaj. Iar teoria lui de bază a permis altora să înceapă mineritul de Bitcoin, fără să se mai ceară aprobare de la guvern. Așa au ajuns să se construiască hub-uri imense de minat Bitcoin, care este practic moneda asta nouă bazată pe energie. Și dacă ne oprim un pic la aur, să vedem de ce se spune că aurul a fost cauza principală pentru majoritatea războaielor din lume. La fel, dacă nu ai trăit sub o piatră toți anii ăștia și ai făcut istorie la măcar liceu, ai fi aflat că inclusiv astecii sau incașii, civilizațiile astea din America, până să ajungă spaniolii la ei, aveau foarte multe rezerve de aur. Și atunci când au venit de al de Columb și toți nebunii lui, au început să le fure aurul și să ia pe ăștia sclavi. Deci, poftim motiv de război. În SUA, în 1934, s-a dat o lege cu confiscarea aurului de la toată populația. Era ilegal să deții aur. Nemții care s-au trezit peste noapte să dea o tură prin Polonia și să radă tot ce prind în care, au furat, bineînțeles, tot aurul de pe la polonezi. În 1971, SUA a eliminat standardul aurului de sub moneda lor. Și dacă te gândești puțin logic, au mai încetat din războaie, pentru că nu mai erau bazate pe aur. Dar populația tot suferea, tot erau exploatați de internaționaliști de care am vorbit mai devreme, în timp ce ei trăiau foarte bine mersi. Așa că ceva trebuia să se schimbe. E ca o lege a naturii, era ceva nenatural la mijloc, trebuia să existe o schimbare în bine. Așa a apărut practic o rețea complet deschisă, în care se poate alătura oricine să contribuie cu energie și să creeze moneda asta de schimb, care în final să înlocuiască cauza principală a războaielor. Pentru că poți să furi aurul, dar nu și Bitcoinul. Poți să pornești un război cu altă țară și poți să-i furi toate rezervele țării. Poți să-i furi diamantele, de exemplu, dar sunt foarte ușor de ascuns, deci foarte greu de găsit. Ce mai poți să furi? Mâncarea. Da, se strică în câteva zile dacă o scoți din frigidere sau o cari înapoi la tine în țară. Banii de hârtie, la fel, ai putea să-i duci înapoi la tine în țară, dar n-ai ce să faci cu ei. Și poți să bombardezi o țară până în epoca de piatră, toate clădirile vor pica, animalele vor muri, mâncarea se va strica, diamantele vor fi de negăsit, banii de hârtie nu ai ce să faci cu ei, însă aurul va fi întotdeauna acolo să-l culegi. Dar dacă rezervele monetare ale unei țări sunt în Bitcoin, poți să furi practic legerul ăsta, sticul ăla micuț, dar nu ai ce să faci cu el pentru că există o parolă la mijloc care protejează mini safe-ul ăla din spațiul cibernetic. Și cu ce putem compara practic fizic toată treaba asta, spațiul ăsta cibernetic unde nu prea ai acces și nu se pot reglementa anumite lucruri oricât ar vrea guvernele să reglementeze Bitcoin. Ca o analogie, poți să te gândești exact la apele internaționale. De ce se numesc ape internaționale și legile nu se aplică acolo? Pentru că este un spațiu fără prea multă fricțiune și este mult prea vast. Regulile și legile ajung prea greu acolo. Este exact ce înseamnă și spațiul digital. Cum este internetul, la fel o rețea super deschisă. Dacă nu este o companie implicată la mijloc, care poate avea control asupra spațiului ăsta digital, atunci este incontrolabil. Iar minerii de Bitcoin sunt răspândiți în toată lumea. Bineînțeles, în jurisdicții foarte favorabile. Există state care nu iau taxe pe Bitcoin deloc. Și bineînțeles, state care dispun de mai multe tipuri de energie regenerabilă. Și uite așa ajung să creeze o valoare din energie farmată, care este moneda asta micuță care nu se vede, este undeva sus în spațiul ăla cibernetic. Și uite, încă o chestie uimitoare care este fix de final de clip. Doar ce s-a făcut public în lista de unități de măsură de bază, pe lângă secundă pentru timp, metrul pentru lungime, kilograme pentru masă, Kelvin pentru temperatura termodinamică. Pe locul 8 s-a stabilit unitatea de măsură pentru valoare, care este un satoshi, care probabil că știa este a suta milioana parte dintr-un Bitcoin. Dacă asta nu-ți dă mindfuck, atunci nu știu ce poate să-ți dea mindfuck. Poate Dorian Popa apucându-se de balet. Este foarte bine să ne uităm în trecut să vedem greșelile pe care le-au făcut alții și să ne dăm seama de ce în prezent lucrurile sunt cum sunt, bune sau rele. Dacă 99% din populație în prezent este săracă, înseamnă că este un lucru rău la mijloc. Însă un lucru este clar, cel puțin pentru mine. Bitcoin este moneda de schimb bazată pe energie și are toate șansele să înlocuiască aurul, așa cum spunea și Henry Ford. Dar aș vrea să aflu părerea ta în comentarii pentru că sunt foarte interesat de topicul ăsta de energie. Și mersi că ai rămas cu mine până la final. Lasă un like la clipul ăsta ca să dăm informațiile mai departe, pentru că așa funcționează algoritmul YouTube, și un subscribe pentru că tragem să fim puțin mai mari decât ieri. Și nu uita să verifici și celelalte clipuri ale mele, pentru că ai playlist-uri
organizate despre educație financiară, despre cripto, despre afaceri și poți să le iei la rând ca să vezi mai multe topicuri dacă vrei să te documentezi mai mult așa cum am făcut și eu. Și până atunci nu uita că în descriere ai o serie de dealuri foarte bune, oala de antreprenoriat, în care luăm 7 pași pentru a crea o afacere de succes chiar acum în pandemie, complet digitalizat și e gratis, bro, ia, nu mai sta. Poți să investești în Elrond prin aplicația Maiar, unde și eu am investit și primim amândoi $10 la cel puțin $200 investiți. În plus față de asta, ai 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț. Noi ne vedem în următorul clip. Pa, pa.